Chiar dacă aleșii locali au fost sceptici în ceea ce privește construcția noului adăpost de câini pe care o asociație de protecție animalelor vrea să o realizeze în zonă, iată că duminică după amiază o delegație din Germania va sosi la Câmpul Lung pentru a obține avizul de începere a construcției. La ora actuală, Asociația Anima a reușit să obțină din domeniul public al municipiului Câmpul Lung un teren în suprafață de un hectar, situat în sudul orașului, teren pentru care s-a întocmit deja cadastrul. Urmează ca delegația sosită din Germania să obțină actele pentru autorizația de construcție. Asociația din Germania pune la dispoziție, în vederea construirii adăpostului de câini, aproape o jumătate de milion de euro, iar lucrările vor fi demarate începând cu primăvara acestui an. Duminică vor veni vreo 5 nemți care vor să vadă cum au mers, cum au decurs cum, situația asta cu semnarea contractului, cu s-au luat ăsta de cadastru. Da. Cadastru și tot, și vor să vină să vadă cum este și când să înceapă lucrările, că ei sunt pregătiți să vină să înceapă să ajute și când să înceapă lucrările, cât mai repede. Și deci duminică seară vin și stau aproape o săptămână.